Numai predicatorul cunoștea în Germania cât cântărește o silabă sau un cuvânt, unde bate o frază, cum saltă ea, în ce fel de busna, aleargă și se oprește istovită. Doar el avea conștiința auditivă, deși destul de frecvent această conștiință nu era una curată, căci există motive ca tocmai germanul să n-ajungă decât rare ori și aproape întotdeauna prea târziu la competență oratorică. De aceea, capodopera prozei germane este pe bună dreptate capodopera celui mai de seamă predicator al ei. Biblia a fost până acum cea mai bună carte germană. În comparație cu Biblia lui Luther, restul, adică aproape totul, nu e altceva decât literatură, ceva ce n-a crescut în Germania și care, în consecință, n-a încolțit și nici nu prinde rădăcini în sufletul german, așa cum a făcut Biblia. Există două feluri de genii. Unul care zămislește și vrea înainte de toate să procreze și altul căruia îi place să fie fecundat și să aducă pe lume. Și tot astfel există printre popoarele geniale unele la cărora le-a revenit problema feminină a gravidității și misiunea secretă de a plăsmui. De a maturiza și de a desăvârși. Grecii, de exemplu, au fost un popor de acest tip, ca și francezii, și altele, care trebuie să fecundeze și să devină cauza unor noi rânduieli ale vieții, precum evreii și romanii. Întreb cu toată modestia, din această ultimă categorie, să facă oare parte și germanii? Popoare chinuite și fermecate de febre necunoscute, Popoare împinse irezistibil să se exteriorizeze, îndrăgostite și dornice de rase străine, de cele care se lasă fecundate. Și deopotrivă, popoare autoritare, ca tot ce se știe plin de forță fertilizatoare și, prin urmare, împuternicite de grația divină. Aceste două tipuri de genii se caută precum bărbatul și femeia, fără a se înțelege între ele, tot ca bărbatul și femeia. Fiecare popor are propria ipocrizie pe care o numește virtute. Nu știm și nici nu putem cunoaște ce e mai bun în noi. Ce le datorează Europa evreilor? Tot felul de lucruri, bune și rele dar mai cu seamă unul care este cel mai bun și cel mai rău în același timp. Stilul grandios în morală. Caracterul înspăimântător și totodată maestos al nelimitatelor cerințe și semnificații. Romantismul sublim al problemelor morale. În consecință, tocmai partea cea mai atrăgătoare, mai captivantă și mai aleasă a acelor jocuri de culori și ispite ale vieții, a căror ultimă licărire aprinde astăzi, poate peste măsură, cerul crepuscular al culturii noastre europene. Pentru acestea toate, noi, artiștii și filozofii aflați printre spectatori, le suntem recunoscători evreilor. Trebuie să ne resemnăm atunci când spiritul unui popor care suferă și vrea să sufere de nervozitatea naționalistă și de ambiții politice e întunecat de tot felul de nori și turbulențe. Pe scurt, de scurte accese de imbecilitate. De pildă, la germanii din zilele noastre, apar pe rând neghiobia antifranceză, cea antisemită, cea antipoloneză, tâmpenia creștino-romantică, ori cea wagneriană, cea teutonă sau cea prusacă. Să ne uităm, totuși, la acești bieți istorici, la Sibel și Traitschke, cu capetele lor așa de strâns legate. Și cum se vor mai fi numind toate aceste scurte încețoșări ale spiritului și conștiinței germane? Heinrich von Siebel și Heinrich von Treitschke, istorici germani de la mijlocul secolului al XIX-lea. Să-mi fie iertat că și eu, într-un scurt și riscant popas, într-un teritoriu foarte infectat, n-am rămas complet imun la această boală și am început, ca toată lumea, să mă gândesc deja la lucruri care nu mă privesc cât uși de puțin. Un prim simptom al infecției politice, de exemplu, în legătură cu evreii, să ascultați următoarele. N-am întâlnit încă vreun german favorabil evreilor, și oricât de necondiționat ar fi respins antisemitismul propriu-zis de către toți oamenii prudenți, incluzându-i aici și pe politicieni. Totuși, nici prudența și politica lor nu se îndreaptă, poate, împotriva sentimentului ca atare, ci doar împotriva necumpătării lui periculoase, în special împotriva expresiei insipide și blamabile a acestui sentiment excesiv. În această privință, nu trebuie să ne amăgim. Că Germania are, pe departe, destui evrei, că stomacul și sângele german întâmpină dificultăți, și vor mai întâmpina mult timp de acum încolo în a asimila măcar acest quantum de evrei, așa cum au făcut-o italienii, francezii și englezii, grație unei digestii mai eficiente. Iată ce spune limpede glasul unui instinct general la care trebuie să luăm aminte și în funcție de care trebuie să acționăm: să nu mai permitem intrarea altor evrei și să închidem porțile îndeoseb din spre est, inclusiv către Austria. Așa poruncește instinctul unui popor, a cărui natură este încă atât de slabă și de indefinită, încât o rasă mai robustă o poate anihila cu ușurință, făcând-o să dispară. Fără îndoială, evreii constituie însă cea mai puternică, mai rezistentă și mai pură rasă care trăiește acum în Europa. Ei se pricep să se impună până și în cele mai grele condiții, chiar mai bine decât în condiții favorabile, datorită unor virtuți pe care contemporanilor noștri le place să le eticheteze drept vicii, grație, înainte de toate, unei credințe ferme, căreia nu trebuie să fie rușine de ideile moderne. Când se schimbă, evreii se schimbă întotdeauna numai în maniera în care se extinde Imperiul Rus ca un imperiu care are tot timpul în față și nu e de ieri de azi. Adică după principiul cât mai lent cu putință. Un gânditor care se simte responsabil pentru viitorul europei va ține seama în toate planurile pe care și le face în legătură cu acest viitor, atât de evrei cât și de ruși, socotindu-i în primul rând cei mai siguri și mai probabil factori în marele joc și în uriașa confruntare de forțe. Ceea ce se numește astăzi în Europa națiune și în realitate este mai curând un lucru făcut decât născut, ba câteodată seamănă până la confuzie cu un lucru născocit și zugrăvit, este în orice caz ceva necopt și instabil, aflat în devenire și neconstituit încă într-o rasă. Deci nici vorbă de acel mai trainic ca bronzul care e felul de a fi al evreilor. Totuși, aceste națiuni ar trebui să evite atent orice concurență și orice ostilitate înfierbântată. Este o certitudine că evreii, dacă ar vrea sau dacă ar fi constrânși, așa cum par să dorească antisemiții, ar putea deține încă de acum pondera sau chiar ar putea domina Europa, absolut literal vorbind. Dar la fel de sigur e că ei nu acționează și nu fac planuri în acest scop. Mai degrabă, ei vor și doresc deocamdată, chiar cu o oarecare insistență, să fie asimilați, absorbiți în și de către Europa. Tânjesc să se stabilească în sfârșit undeva unde să fie tolerați și respectați, punând astfel capăt vieții de nomazi, condiției de jidovi rătăcitori. Și ar trebui să luăm seama bine la această pornire și tendință care exprimă, pe semne, ea însăși, deja o temperare a instinctelor iudaice și să venim în întâmpinarea ei. Pentru aceasta ar fi oportun și echitabil, eventual, să exilăm pe antisemiții gălăgioși. Să le ieșim în întâmpinare în mod prudent și selectiv, cam așa cum o face nobilimea engleză. Este evident că reprezentanții mai puternici, deja mai pregnanți, ai noii germanități, ar mai putea intra în relații cu ei fără să stea pe gânduri. De pildă, nobilii ofițeri ai mărcii. Sub multe aspecte, ar fi interesant să vedem. Dacă artei ereditare de a comanda și de a da ascultare în ambele direcții zona de frontieră constituiează un exemplu clasic, nu-i s-ar putea asocia ca unui altoi geniul banului și al răbdării, dar, înainte de toate, să-i se adauge ceva spirit și spiritualitate, a căror lipsă se simte din plin în locurile amintite mai sus. Aici se cuvine totuși să-mi întrerup discursul solemn, sărbătut de o jovială teutomanie, fiindcă am ajuns deja la problema care mă preocupă în mod serios, cea europeană, așa cum o înțeleg eu, la cultivarea unei caste noi care să guverneze Europa. Acești englezi sunt o rasă lipsită de aptitudini filozofice.